G2A, jocuri ieftine pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. O folosit totemul! What? Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la Snapshot-ul 22W16A. Bine, A era aseară, acum este B. Nu știu de ce este B, dar probabil era un bug în A și-a făcut și B-ul. În orice caz, în acest snapshot avem un disc nou și dacă vă uitați în mâna mea stângă, avem o bucată de disc. Stai, ce? Interesantă mișcare, Minecraft. Acest disc clar nu vrei să-l asculți în fiecare zi, pentru că este un disc foarte scary oarecum. Adică are oarecum legătură cu Warden-ul? Adică cu interacțiunea playerului cu Warden-ul? O să vă las câteva secunde să-l ascultați și probabil o să ascultați voi tot dacă vreți, dar nu-i de ascultat tot. Credeți-mă, e scary. Ok, cred că ajunge. Se numește Discul 5 și este făcut de Samuel Aberg, I guess. I really don't know dacă el a făcut piesa sau nu, dar așa se cheamă discul. Odată cu acest disc au fost introduse și 4 melodii noi pentru soundtrack-ul Minecraft-ului, The Wild Update. Și tot așa sunt compuse de Lena Rain și ea a făcut și soundtrack-ul pentru Minecraft 1.18 și mie mi-a plăcut la maxim, așa că sunt sigur că și aceste 4 melodii o să fie super, super frumoase. N-am avut ocazia încă să le ascult, dar am să las un link în descriere de la Spotify unde o să aveți toate melodiile să le ascultați dacă vreți. Melodiile acestea despre care vorbesc o să le auzim în Minecraft atunci când suntem într-un biome de mangrove, într-un biome de swamp sau în meniul principal. Practic au fost introduse 5 melodii noi în acest snapshot, numai că a 5-a a fost introdusă în 1.18, se numește Ancestry sau ceva de genul acesta. În orice caz, melodia respectivă o auzim atunci când suntem în Deep Dark sau în Ancient City, pentru că este tot așa o melodie mai scary pentru Warden. Ei bine, probabil știți cât de mult îmi place muzica în Minecraft și eu sunt extrem de bucuros că s-au adăugat așa de multe chestii. Și când se adaugă muzică în Minecraft, în snapshot-uri și din astea, de obicei îți dai seama că, băieții ăștia sunt pe aproape să scoată update-ul, ceea ce e super, super tare. Dar probabil vă întrebați, Colpir, ce naiba e cu acest fragment și cum obțin discul ăla nou? Că poate nu vreau neapărat să-l ascult, dar îl vreau așa ca un trofeu. E simplu. Hai, trebuie să mergem în Ancient City. E amuzant. Eu am zis că e simplu să obții acest disc, dar nu e simplu, că până ajungi aici în Ancient City și până găsești loot-ul ăsta, e complicat tare. Dar mie mi se pare ca un trofeu, într-adevăr, acest disc, pentru că... Ok, calmați-vă. Ca să obții acel disc, trebuie să vii în Ancient City și să te uiți în loot-urile din chesturile astea minunate și o să vedem imediat că o să găsim fragmente. Bine, acum încerc să caut. Stai să vezi că vine și Warden-ul. Hai să vezi. Uite, am găsit disc fragment. Am găsit doar o bucată aici, dar putem să găsim și mai multe. Ia uitați-vă. Încă un motiv în plus să mergi în Ancient City, să iei acest fragment pentru discul respectiv și Echo Shards. Da, asta știți deja din ce alte snapshot-uri. Ia să vedem aici. Nimica. În orice caz, după ce ai găsit 9 fragmente, poți să faci chestia aceasta și uite că ai obținut discul 5. Este G2
genială chestia asta. Mi se pare interesant că o adăugat ceva nou. Adică, dacă ne uităm aici, avem deja un disc care este crăpat, da? Discul 11 și mai este și încă un disc 13. Deci, restul au nume, numai că astea au cifre. Și astea care au cifre, după cum bine știți, sunt puțin mai scary. Hai să le ascultăm pe cealaltă ca să vă amintesc. Discul 11 este chiar scary. Da, seamănă puțin cu discul 5, care de-abia au fost adăugat, și discul 13... La fel de scary, părerea mea. Probabil ați observat la începutul videoclipului că erau niște broaște în mangrove swamp și, după cum bine vedeți, sunt broaștele astea albe, adică temperate pentru biomurile calde. Asta încercam eu să zic aici. Ei bine, s-au făcut câteva schimbări la aceste broaște, adică ele se pot spauna natural pe blocurile de grass, pe blocurile de mud, muddy mangrove roots, pe mangrove roots. Și, bineînțeles, ceva puțin mai weird, ceva ce nu se întâmpla de obicei în Minecraft, se pot spauna și pe carpeturile de moss. Deci broaștele se pot spauna în toate locurile astea, ceea ce e ciudat. Bine, nu se spaunează astea portocalii, v-ați prins că se spaunează alea albe, dar da, asta este o schimbare nouă. Voiam să vă arăt că frog light-urile se pot muta cu pistoane în momentul de față, înainte nu se putea chestia aceasta, și când am luat aceste 3 frog light-uri, am primit și acest advancement și nu mi-amintesc sincer în ce alte snapshot-uri dacă era acest advancement, dar probabil este atunci când obții toate tipurile de frog light și da, se pot muta acum, după cum ziceam. Și da, it's pretty nice, I guess. Dar știți ce mă întreb eu? Oare în ce snapshot vor adăuga licuricii? Vreau să văd licuricii în joc, sincer. Adică, de-abia aștept să... Oh my god, cred că ar arăta incredibil locul ăsta. Deja arată super șmecher un mangrove. Da, păi să mai văd și licuricii aia cum zboară pe aici. Oh my god. Mă rog, hai să trecem la următoarea schimbare. Următoarea schimbare este la apă. Și aparent au făcut modificări noi la ea și este mult mai diferită față de apa din mlaștina normală. Este așa mai albăstrie, nu știu cum să vă descriu, dar da, au mai făcut câteva schimbări și arată super bine, îmi place. I like it. În acest snapshot este un sunet nou pentru mormoloci. Ei bine, atunci când pui mormolocul din găleată în apă, o să auziți sunetul ăsta. Și atunci când pui peștele, este o diferență. Această schimbare este pentru frații mei redstonerii. Trebuie să știți în felul următor. Dacă o să creșteți un copac de mangrove, atunci când vor crește aceste roots, aceste rădăcini, dacă voi aveți un observer aici, nu știu dacă așa sau... Mă rog, dacă aveți un observer și o crescut acest mangrove roots, o să se activeze observerul. Înainte nu se întâmpla chestia asta, așa că să știți că acum funcționează. Nu știu la ce vă ajută. Cred că ajută la o fermă de copaci de mangrove, dacă nu mai cel. Să fie automată sau ceva, I don't know. Voi să-mi ziceți, voi știți mai bine. Din păcate, numai unul dintre voi poate să stea în această barcă, dar ce voiam eu să zic aici este că poți să te uiți în barca cu chest, chiar dacă este un mob în barcă. Înainte nu se putea chestia asta, dar acum se poate. Cam astea sunt schimbările din mangrove, cel puțin pentru acest snapshot. Sincer, de-abia aștept să apară licuricii ăia, dar probabil o să-i adauge fix la sfârșit, pentru că până la urmă sunt niște pixeli, am mai vorbit despre chestia asta, sunt niște pixeli mici care zboară, deci când o să vedem licuricii, probabil o să vedem că apare și update-ul de tot. Nu știu care este faza, dar oricum, dacă vrei să vezi noile schimbări din Minecraft 1.19, dacă vrei să urmărești toate snapshot-urile și alte videoclipuri șmechere de pe canal, îți recomand să dai un subscribe la canal. Adică este gratis subscribe-ul, de ce nu ai da un subscribe? Te rog eu, dă un subscribe și bineînțeles dacă ți-a plăcut acest videoclip, dă și un like. Adică stai puțin că încă n-am terminat. Mai avem niște schimbări la alei. Alei. Cum vreți voi să-i ziceți. Ălai? Ălai. Îi zicem ălai. Ălaiul are acum viața la fel de mare ca un player. O altă chestie destul de dubioasă la ălai, pe care nu am observat-o până acum. Adică data trecută mi-am inteles sigur că am putut să...
Îl lovesc. Acum pot să-l lovesc? Până acum nu puteam să-l lovesc. Bine, el are oricum regenerare 2 și în momentul de față eu pot să dau în el. Aștept puțin, după iarăși dau în el. Dacă îi dai unui alei ceva în mână, de exemplu i-am dat asta în mână și îl lovesc, nu mai pot să-l lovesc acum. Pentru că are ceva în mână. Dar dacă iau chestia aia din mână, pot să-l lovesc. Very interesting. Ia uite, dacă îi dau asta așa, i-am dat damage. Dacă îi pun capul de creeper în mână și dau cu instant damage din nou, o să vedeți că nu îi dăm damage. Pentru că are ceva în mână. Atunci când are ceva în mână, nu își ia damage. Ok, bine de știut. Dă capul de creeper înapoi. Chestia aceasta am văzut-o la Xizuma și mi s-a părut incredibilă. Alei-ul, dacă are un totem în mână, poate să folosească totemul. Totemul of Undying, v-ați dat voi seama. Dar ideea este că eu nu pot să-l lovesc acum, să-l omor ca să se activeze ăla, așa că trebuie să-l omorăm cu TNT-uri cumva. Așa că uitați-vă puțin. O folosit totemul! What? Are you crazy? Și are și efectele de la totem nebunul. Incredibil! Îmi place prea tare de ăsta, Micu. Chiar îmi place. Alei-ul a fost îmbunătățit, bineînțeles. În momentul de față este mult mai rapid. Adică, ce vreau eu să zic? Ia diamantul ăsta. Fii atent. Acum, dacă eu las niște diamante pe jos, el o să se miște mult mai repede să ia diamantele respective. Și acum nu mai stă așa de mult să se gândească să le dropeze undeva. Înainte dura vreo 5 secunde să găsească locul respectiv și bine, și acum s-a mișcat cam greu. Oh my god, you've got a friend in me. Stai, ce? Este iarăși un advancement nou? Nu știam de asta. Stai că-s confuz. Revenim la Alei, după cum ziceam. Nu se descurcă prea bine când trebuie să dropeze itemele. Asta încerc eu să zic aici. Uite, vină încoace, Alei-ule, nu știu unde ești, dar vină încoace. Ia-le și dropează-le. Din nou, când aruncă itemele, s-o schimba puțin arcul. Nu știu cum să vă explic. Atunci când le aruncă, da, după cum vedeți, le aruncă într-un mod mai agresiv, aș zice eu. Și e foarte interesant asta. Le vede acolo și încearcă să le pună unde trebuie. Interesant. Dar oare dacă pun hopperele aici, o să se prindă oare? Poate până la urmă le dropează unde trebuie. Da, eu zic că trebuie să mai lucreze la chestia asta, frate. Dar ați văzut că dacă le dropează aici din greșeală, el le ia și până la urmă le aruncă cumva în hopper. Da, practic e ok dacă stai să te gândești. Un alt lucru pe care trebuie să-l știți despre Alei este că în momentul de față nu se mai plimbă ca nebunul în stânga și în dreapta. O să stea mai mult pe lângă tine, pur și simplu o să fie așa, mai prietenul tău, mai lângă tine. Bine, acum dacă îi dai și un item probabil ca să fie assigned to you, știi? Uite, i-am dat acum o bucată de sand și o să vedeți că o să vină înspre mine. Nu se plimbă în direcția aia sau aia. Deci pur și simplu o să fie mai lipit de mine. E prietenul meu, practic. Tu ai dat un like și un subscribe? Nu-mi place răspunsul tău. Dacă suntem la distanță destul de mare de ei, de exemplu, îi vedeți, sunt destul de departe băieții ăștia, o să vedeți că cam ar trebui să vină să colecteze acest sand și acest diamant, pentru că acum au distanța de 32 de blocuri raza ca să observe blocurile respective. Bine, acum nu știu câte blocuri sunt de aici până acolo, mi se pare totuși puțin prea departe, poate ar trebui să le pun puțin mai aproape. Raza lor de colectare a crescut. De la 8 blocuri sau cât era, acum este la 32 de blocuri. Ăsta este inteligent, ați văzut, era destul de departe, a venit. Uite, mai... Păi da, de când luminează ăsta noaptea? Vedeți ce strălucitor e noaptea? Mulțumesc pentru sand. Mă duc să arunc sandul ăsta aici și vine? Vine, bă! Stai că eu mă joc cu el, eu aș putea să fac asta toată ziua. Din câte am înțeles, au mai schimbat câteva lucruri, gen să nu fie așa de random, fiți atenți. Atunci când pui niște iteme în dropper, exista șansa să zicem să le arunce la un moment dat, pur și simplu, din cauza că era random, le arunca puțin mai departe, foarte weird, le arunca, nu știu, încolo, să zicem, știi? Iar acum, cică, a fost mai controlată chestia asta. Și
Na, ar trebui să le arunce pe toate în zona respectivă, nu să fie ceva random și să arunce încolo. Este o schimbare asta, dar e foarte greu de văzut așa ceva, pentru că și înainte era destul de ok, nu era ca și cum era o problemă foarte gravă. Dar, da, s-a schimbat și asta. Și atunci când spargi un chest cu multe blocuri înăuntru lui, tot așa era puțin mai random și poate să aruncau, poate ajungeau blocurile pe aici, pe undeva, pe acolo. Mă rog, ideea este că e puțin mai bine calculată chestia asta să nu mai fie așa de random să arunce în toate direcțiile. Din câte am înțeles eu, sper că am înțeles bine acum. Oh my god, câte diamante am. Mai este o comandă pentru Warden, oameni buni. Dacă scrieți comanda aceasta, game rule, do Warden spawning și puneți false, asta înseamnă că dacă activăm un Skull Shrieker de 3 ori, nu o să se mai spawneze niciun Warden, pentru că am pus această comandă. Bineînțeles, după putem să o punem pe true și atunci când activăm un Skull Shrieker, atunci o să apară Warden-ul. Dar momentan este în continuare pe false, asta nu înseamnă că dacă eu iau Warden-ul, eu pot să spawnez Warden-ul, dacă nu-s pe peaceful, eu pot să spawnez Warden-ul în continuare, chiar dacă am această comandă cu Warden spawning false. Lasă porcul, nu te du la porc, nu-l omoră, calmează-te. Du-te înăuntru, du-te acasă. Hei! Nu fă din astea! Hei, pe ăștia poți să-i omori! Cam astea au fost toate schimbările din acest snapshot, oameni buni. Voi ce părere aveți? Suntem aproape de 1.19. Eu sincer cred că suntem, pentru că am primit și advancement-uri, am primit și muzică. Deci cam suntem extrem de aproape de 1.19. Dacă sunteți excited și toate chestiile astea, nu uitați să lăsați un subscribe și un like și ne vedem data viitoare. La revedere! A, da, am postat un videoclip cu 10 zile. Uitați-vă și la ăla, că sigur o să vă placă.